Pe la vârsta de 16-17 ani, în perioada anilor 1951-53-54, așa, aproape în perioada asta, în fiecare vacanță trebuia să muncesc undeva. La CNEI exista un iaseu foarte mare, bine dezvoltat, care dispunea de ateliere mecanice și mecanizatori și, în sfârșit, foarte bine dotat. Și fiind aproape de CNEI din Cărpiniș, făceam naveta, ori pe jos sau cu trenul sau cu bicicleta și în vacanțe, în două vacanțe, am lucrat la atelierul de mecanizare a agriculturii de la CNEI, unde erau foarte mulți tineri și de la orașe erau trimiși meseriași ca să ajute la reparată utilajele agricole. A început să apară combinele, combinele de recoltat păioase, care pentru prima dată au început să apară în perioada anilor 1953-54. Până atunci se recolta cu animale, cu nu știu ce, cu transport. Cu, așa, se duceau recoltele la batoze. Am mai prins câteva batoze care le-am reparat și le folosea la trăiratul cerealelor. Lumea era într-o fază nouă de dezvoltare pe vremea aia. Adică a început să se modernizeze agricultura, oamenii, să apară mecanizări, să apară tractoare. Era o stațiune mare de tractoare în SMA CNEI. Ateliere mari, meseriași, veniți din toate colțurile țării. Erau cămine, erau cantine, cantine-restaurant unde serveam masa. Masa era deosebit de bună, acasă nu-mi permiteam să mănânc ce mâncam acolo. Și mi se oferea cazare la cei care vroiam să dormim acolo. Și așa am trecut, mi s-a părut ceva extraordinar de frumos. Cultural era ceva, era căminul cultural, în formă deja, a început viața culturală a început să dezvolte și la ei. După aia s-a dezvoltat CNEI-ul, ce mai extraordinar avea. Suprafețe enorme de recolte, de grâu, cereale, tot.